Sunt zile de foc peste județul Mehedinți cu cod portocaliu de caniculă și temperaturi sufocante încă de la primele ore ale dimineții. La Drobeta Turnul Severin, 4 persoane au sunat în prima parte a zilei la ambulanță, deoarece căldura sufocantă le-a accentuat starea de rău. 17 persoane au mers și la punctele de prim ajutor din oraș și au cerut să li se măsoare tensiunea arterială ori un pahar cu apă ca să se mai răcorească. Mi s-a făcut rău, mamaie. Temperaturile de foc din apartament nu au mai putut fi suportate de femeia din imagini, care are probleme medicale. Avea o saturație foarte scăzută și respira greu când apropiații au sunat la salvare și a ajuns la spital. Tot o stare de rău a acuzat și o pacientă cu probleme cardiace transportată la spital de paramedici SMURT. Din cauza temperaturilor greu de suportat pentru salvatori sunt zile de foc. SMURT Severin a fost solicitat să intervină la o persoană în vârstă de 51 de ani care prezenta o stare post-lipotimică, hipertensiune arterială, probabil în urma temperaturilor excesive, a fost conștientă, predată la Spitalul Județean, conștientă, stabilă. Chiar am avut până la ora aceasta 4 lipotimii, dintre care 2 au fost aduse la spital, 2 în urma tratamentului și-au revenit și au refuzat transportul la spital. Ceva recomandări pentru cei care au probleme cardiace în special? Sau? Pentru că, în primul rând, cei cu probleme cardiace vor avea probleme cu canicula aceasta, să stea mai mult în casă, să bea multe lichide, dacă chiar trebuie să iasă și să circule, trebuie să-și acopere capul și, bineînțeles, clar, evitarea deplasărilor pe timpul caniculei. La orele prânzului, la Drobeta Turnul Severin, asfaltul parcă fierbea. Cei care au ieșit din case să facă piața sau obligați de treburi spun că se vor retrage pentru că temperaturile sunt greu de suportat. Ce să facem? Ce putem? Până la piață de dimineață și după aia mergem acasă. Mai port și puțin pălăria, una mai mare, dar acum, fiindcă am venit pe la spital, cam pe nevastă mea, pe aceea, luai mai micut așa, dar eu de obicei port o pălărie ută mai mare, ca să nu mă tot așa. De asta ați ieșit, că aveți treabă, altfel ați ieșit? Am ieșit pentru că n-aveam încotro și e programată și de la programările astea, dar altfel stăteam acasă, la, nu știu, nu puteam să rezistăm, e foarte, foarte cald. La cele 11 puncte de prim ajutor amenajate în mai multe zone ale orașului au apelat zeci de severineni. Oamenii au fost consultați, li s-a luat tensiunea și au primit un pahar cu apă.